Toți șoferii care vin din cartierul Mircea cel Bătrân și vor să meargă spre podul de piatră sunt obligați din luna noiembrie a anului trecut să meargă până la gara internațională, unde a fost amenajat un sens giratoriu. Un ocol de aproape 2 km dus-întors. Pe porțiunea respectivă, orice viraj la stânga este interzis, lucru reglementat de semnele rutiere și de marcajul de pe carosabil. Conducătorii auto au posibilitatea de a întoarce, de a schimba direcția de mers în dreptul gării internaționale, unde este amenajat un sens giratoriu. Cu toate că s-au luat toate măsurile pentru prevenirea accidentelor, privind aplicarea marcajelor și indicatoarelor rutiere, mulți dintre conducători auto ignoră aceste măsuri și nu respectă regulile. Poliția rutieră din municipiul Iași acționează zilnic pe acest sector de drum. Șoferii găsesc totuși o scuză, ori de câte ori sunt opriți și amendați de polițiștii care acționează în zonă. Cei drept, marcajul linie continuă de pe carosabil s-a șters, iar în locul lui a apărut cel vechi, ce permite întoarcerea. Reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale, care administrează porțiunea de drum, spun că nu ei trebuie să refacă marcajele, iar cei ai primăriei de asemenea. Pentru celelalte drumuri, cum ar fi cele două drumuri naționale care traversează municipiul Iași, de această operațiune se îngrijește CNADR-ul, Compania Națională a Drumurilor din România, care, bineînțeles, are posibilitatea să facă comandă societății din subordinea Consiliului Local pentru a se ocupa de aceste marcaje. Nefiind proprietari pe acea porțiune de stradă, nu putem interveni fără acordul și fără aprobarea celor de la CNADR. Anul trecut în zonă s-au produs două accidente grave și numeroase tamponări după ce șoferii au încălcat normele rutiere.